Tânăr a fost reținut sub acuzația de tentativă de agresiune sexuală după ce a încercat să sărute o adolescentă pe care a văzut-o într-un parc. Fata a reușit să fugă și le-a povestit părinților ce i s-a întâmplat, depunând o plângere. Incidentul a avut loc într-un parc din Câmpul Lung. Bărbatul de 26 de ani a văzut tânăra de 13 ani pe care nu o cunoștea, dar a mers la ea și a încercat să o sărute. Fata s-a opus și a reușit să fugă. Ea a mers acasă și le-a povestit părinților ce i s-a întâmplat, aceștia depunând plângere la poliție. Polițiștii de investigații criminale din cadrul poliției municipiului Câmpul Lung l-au identificat în scurt timp pe suspect, iar după audieri l-au reținut pe bărbat pentru infracțiunea de tentativă de agresiune sexuală. Tânărul a fost audiat și după a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Conform surselor, bărbatul mai este anchetat într-un dosar. Un alt tânăr de 23 de ani este cercetat după ce a intrat peste o femeie în locuință și a violat-o. Incidentul s-a petrecut tot în Argeș. Femeia a fost forțată să întrețină relații sexuale cu individul care a intrat peste ea în locuință. Victima și tânărul locuiau în același imobil.